Bună seara, dragii mei! Mihai Racovician, suntem împreună cu prietenii noștri permanenți care dezvoltăm o emisiune în cadrul generic Dialogul Constructiv Salvează România și în această seară, înainte de a anunța tematica, vreau să vă introduc pe distinșii mei prieteni, Sorin Nicolae Truță. Bună seara, domnul Sorin! Bine ați venit la emisiune! Bună seara, bine v-am găsit! Și evident, Eugen Sechei, partenerii noștri care, de regulă, dezbatem așa cum credem noi să ne spunem părerea despre problematicile cu care se confruntă societatea în ansamblul ei. Având în vedere că noi nu suntem oameni politici, avem dreptul să ne precizăm punctul de vedere. Am dreptate? Absolut. Bună seara! Bine v-am regăsit! Și ca să mergem înainte, astăzi cred că vom aborda o problemă esențială, și anume o declarație a primului om din statul român, președintele României, care atunci când s-a întâmplat nenorocirea de la Constanța a făcut o afirmație pe care nu pot să-mi o imaginez și m-a șocat și de-abia acum arumeg lucrurile și vreau să le înțeleg. Eu sunt puțin întunecat în subiectul ăsta și vreau ca împreună cu prietenii mei să ne formulăm niște păreri legate de astăzi, din păcate, statul român a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii. Cum vi se pare la prima citire un astfel de enunț? Domnule Eugen Sechei. La prima citire mi se pare că se referă la un eveniment punctual, dar de fapt nu este așa. Nu este vorba doar despre tragedia din spitalul din Constanța. Cel puțin așa este modul în care simt eu și cred că sunt în acord cu restul populației. Deci statul român a eșuat în toate cele care au fost întreprinse în interesul oamenilor. Deci eșuările nu sunt doar la nivelul modului în care a fost gerată această pandemie, la catastrofele care s-au întâmplat în mai multe spitale, la creșterile de prețuri. Putem să iei o listă destul de lungă și cred că toți o cunoaștem. Din păcate, acest domn președinte se referă cumva detașat. Mi se pare foarte detașat de acest rezultat, când de fapt el este unul dintre arhitecții acestei eșuări. Cum înțelegi tu, Sorine, această afirmație? O înțeleg exact cum o înțelege Eugen. Statul, până la urmă, este reprezentat de cei mandatați de către popor. Și e paradoxal să fie anunțat poporul de către cei mandatați că au eșuat. Că, de fapt, acesta era anunțul. Așa trebuie tradus acest anunț. Cred că trebuie să definim și să introducem în niște noțiuni. Și astăzi ne vom duce spre Constituție pentru a explica atât ce înseamnă statul român, dar ce înseamnă și ce rol are președintele statului român. Înainte de a merge mai departe, în schimb, trebuie să înțelegem ce înseamnă a eșua. Am să sintetizez câteva sintagme din dicționarul explicativ al limbii române, pentru a înțelege, de fapt, gravitatea și, să zicem așa, afirmația celui care răspunde de statul român. A suferi un eșec, a da greș, a nu reuși, a nu izbuti. Nu eu am descris, definit aceste sintagme, dar sunt extrem de dure, extrem de responsabile și acum să trecem să mergem spre Constituția României, care este cartea de căpătâi a statului român. Și o să mergem la articolul 1 și o să-l dezbatem rând pe rând, pentru că
este foarte înțelept, având în vedere că avem un jurist între noi, iar noi care suntem la ora actuală novici în domeniul dreptului, o să ne spunem eventual o opinie. O să am nevoie de sfatul înțeleptului și de aceea cred că fiecare cetățean are obligația să citească Constituția și să o înțeleagă cât de cât. Și hai să vedem. România este un stat național suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului român este Republica. România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989 și sunt garantate. Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale. În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Și acum să revenim cu o declarație a președintelui comparând cu ceea ce reprezintă Constituția. Statul român a eșuat. Și acum să le luăm pe rând și să vedem, România este stat de drept. Oare este stat de drept? Cum apreciază domnul Sorin această obligație care este obligatorie? Mă gândeam în timp ce citeai că noi în ciclu primar am făcut la școală Constituție la un moment dat și nu prea înțelegeam noi, adică la gimnaziu, eram prin clasa a șasea sau a șaptea și făceam Constituția de atunci și nu prea înțelegeam noi, nu înțelegeam noi copiii ce aia Constituție, dar o învățam așa motamo. Dacă ai fi citit din Constituția aia, ai fi găsit niște principii foarte luminate, tot așa frumos sunau. Acum întrebarea e... Ce înseamnă stat de drept? Stat de drept înseamnă, într-adevăr, ce scrie acolo, de unde ai citit tu. Problema noastră este dacă se aplică în realitate ce ne-ai citit tu acum. Pentru că, publicat în Monitor oficial, Sorine. Deci, după părerea mea, România a fost bântuită de sindromul tătucului. Chiar de la începutul istoriei. Dar te rog frumos, ai introdus o sintagmă, tătuc. Cum explici această sintagmă? Pare foarte interesant și cred că ai dreptate că foarte mult se comportă în funcțiile publice ca și tătuci. Te rog frumos să ne explici. Păi nu găsim o secvență în istoria României care nu a fost dominată de sindromul tătucului, dacă stăm să ne gândim bine. Pentru că știm foarte bine, în perioada interbelică, marele om de stat, Brăteanu, decidea ce face guvernul și când era în opoziție și când era la putere. După care s-a instalat Carol al Doilea, Antonescu, nu mai vorbim de conducătorii comuniști, după care ne-am pricopsit cu ce am avut după Revoluție și întotdeauna rolul președintelui a fost preponderent. Toate comenzile s-au dat de acolo. Iar în momentul în care nu a mai existat supunere, au avut loc mișcări din astea politice. Și putem să ne aducem aminte. Iliescu cu Năstase, Băsescu cu Tăricianu și am ajuns în zilele noastre. Șoarecele și cu pisica, nu? Ce zici tu, Eugen? Dar după cum știi, nu am cunoștințele de la fața locului și absolut sunt de acord din punctul meu de vedere cu ce a spus Sorin. Vreau să spun că ne-am îndepărtat, cred că din ziua întâi când am
când a intrat în vigoare această Constituție, de fapt de esența ei și de principiile ei. Nu se vorbește de Revoluția din Timișoara, ne uităm, suntem foarte departe de ea, se vorbește de stat suveran, nu mai suntem suverani. Și asta, cum ziceam întotdeauna, este o direcție care a fost dată de sus. Eu cred că, cum să zic, dacă statul român a eșuat prin spusele președintelui nostru, eu cred că el însuși nu a eșuat în intenția pe care a avut-o el. Cred că, puțin, cum adică nu a eșuat? Vreau să zic, el pare să fie, cum să zic, mesagerul sau arhitectul principal al unei... O să vedem foarte curând care este rolul președintelui în statul democratic român. Hai să mergem mai departe și să vedem ce înseamnă democratic și social. Democratic. Domnul Sorin, avem democrație sau este stat democratic România? Păi acum ne întoarcem la prima noastră emisiune unde am discutat despre democrație. Da, dar repetiția este mama învățăturii și de aia nu trebuie să ne ferim să repetăm ceea ce afirmăm și să rămânem consecvenți. Nu ca și acești conducători actuali care pur și simplu denaturează patriotismul. Am primit o definiție din partea unui om respectabil, un demnitar de stat, putem să-i spunem, dacă putem să-i spunem așa, în România, și a spus că atunci când ocupe o funcție în interes general, nu din interes personal. Cum e cu democrația, domnul Sorin? Un lucru e cert, avem pluripartitism în România, avem mai multe partide care au început să încet să nu se mai distingă prin nimic unele de celelalte, după cum observați. Deci poate prin interese, nu? Împărțite pe segmente, nu? Asta îi leagă cel mai mult. Adică este evident că nu încep să nu se mai distingă prin nimic și toți au un interes. Ăsta e un lucru evident. Avem acest pluripartitism. Despre democrație, ce să vorbim? Democrația înseamnă când poporul își mandatează reprezentanții ca să facă ceva pentru binele comun. Ori, după cum vedem, oamenii ăștia, ne uităm la negocierile de zilele acestea. Vorbesc despre cele trei crize, toate cele trei partide care trebuie rezolvate, dar nu sunt dispuse la concesii. Adică, pur și simplu, e o demagogie din asta ieftină. Ce s-a introdus nou în viziunea mea și cred că o să-l rog pe colegul Sechei să mă contrazică? În ultima perioadă de timp s-a introdus aroganța. Aroganța omului politic, adică analfabetului funcțional, că am impresia că în proporție apreciabilă, după promovarea politicii de stat de către PSD, prin promovarea primului ministru, care a fost la vremea respectivă, această politică chiar le-a convenit și liberalilor, care au zis că vorba aia au ajuns la putere. Nu știu ce se întâmplă, dar se pare că nu prea au introdus binele public. Sau nu disting ce este bine și ce este rău. Aici e o problemă. Cred că lipsa totală de educație sau lipsa unor școli politice care să ducă România spre a se dezvolta statul de drept, a se înțelege democrația. Ce să mai discutăm de chestiuni sociale? Oare există chestiuni sociale care să privească pe cetățenii României? Sau există grupuri de interese? Ce zici tu, domnul Eugen? Din tot ce am afirmat eu, mă contrazici? Nu pot să te contrazic, sunt de acord cu tine. E mod evident, există grupuri de interese. Binele public a fost în totalitate uitat. Nu cred că există partide care să... Poate pretind, dar
care și fac ceva pentru binele public, din păcate nu pot să numesc niciunul. Da. Nu vreau să sunt pesimist, tu în lumea largă, să zicem așa, să zicem că nu putem spune altceva, socialul. Modul în care statele unde e desfășurat activități s-au ocupat de partea socială a cetățenilor. Cred că deci statele care mi-au plăcut cel mai mult sunt cele care erau bazate pe acea meritocrație, nu ne refeream la Singapore, deci oameni care se mândreau prin capacitățile și prin realizările pe care le aveau și nu erau realizări doar pentru mici grupuri, ci erau niște realizări care erau vizibile pentru toată lumea. Desigur, absolut lipsea aroganța la care te refereai și din păcate în acest peisaj politic din România, aroganța este combinată cu un dispreț total față de populație. Întotdeauna auzim același discurs în care noi suntem ultimii oameni, cei necultivați, ultimii din Europa, etc., etc. Inclusiv președintele enunță în felul ăsta. Deci avem o clasă politică arogantă, disprețuitoare față de electorat, cu excepția poate acelei perioade foarte scurte înainte de alegeri. Cred că aici putem să generalizăm și să spunem că în totalitate cei 460 sau cât or fi de aleși ai neamurilor au aceste calități negative. Cred că mai sunt și oameni de calitate și unul vi l-am explicitat și eu v-am spus că s-a ținut de cuvânt, mi-a creat posibilitatea să manifest ceea ce am apreciat, am fost primit la ministru. Există și oameni de bună credință, dar sunt foarte rari. Și mai departe, Constituția României mai spune ceva. În care demnitatea omului, și hai să vedem ce înseamnă demnitate. Demnitate însemnează autoritate morală, prestigiu. Oare ce semnificație au autoritatea morală? Mai există autoritate morală în societatea românească? Domnul Truță. Vă referiți la autoritatea morală a conducătorilor? Evident, categoric. Pentru că ei fiind un model, vine ca un tsunami până la ultimul om. Comportamentul. Vă rog să faceți această analiză personală, am făcut-o. E foarte interesant de analizat timpul în care era devoalată minciuna după Revoluție și timpul în care este devoalată minciuna politicienilor acum. Adică nici măcar nu trece o săptămână să nu se contrazică. Înțelegi? Înainte făceau niște promisiuni și pe la jumătatea mandatului îți dai seama că nu s-au ținut de ele. Acum spun azi una și peste o săptămână te trezești că fac altceva. Adică e prosteală din asta, de la obraz. Ce părere ai, Eugen? Nu cred că există, dar nu vreau să par că sunt conspiraționist în sensul negativ al cuvântului. Cine știe cine vorbește. Dar, referindu-mă la alegerile americane, întotdeauna președinții americani, după ce sunt aleși, întotdeauna vor zic, nu, acum voi construi și voi aduce toată populația împreună. Nu o să mai fim divizați. Și de asta, când m-am referit anterior la scopul lor, se pare că această clasă politică are un singur interes, de a diviza. Totul ce este la noi este divizat. Interesantă observația. Acum, vreau să detaliem ce înseamnă să divizăm. Cum vezi tu lucrurile prin această sintagmă, divizare? Divizare este
nu e doar faptul că am putea să avem opinii diferite, fiindcă dacă putem să le rezolvăm, dacă putem să discutăm în mod deschis, este, vom crea un progres, vom merge înainte. Acum am ajuns pe niște poziții atât de antagoniste, toate sunt bazate, sau foarte multe dintre ele sunt bazate pe o credință oarbă la care nu mai există dialog. Nu? Deci chiar și pozițiile partidelor, președintele, pot să, de câte ori nu s-a referit la PSD. PSD are în spate o mulțime de alegători. Nu poți să-i arunci pe ei la gunoi și să zici, nu, eu sunt președintele doar a celeilalte părți a României. Orice s-ar fi întâmplat în alegeri, trebuie de acord, dar nu i-aș trimite pe români să se trateze de COVID actualmente la cele 8 spitale regionale de pe hârtie și de la refuzul de a accesa fonduri europene. Deci nu putem să facem pledoarie pentru un partid sau altul. Nu cred că este cazul. Ce părere aveți, domnule Truță, despre drepturile și libertățile cetățenilor? Cum le vedeți dumneavoastră? Cum ar trebui să fie și ce ar însemna să înțelegem acest calup? Dacă ai venit cu o ofertă electorală înainte de alegeri și te-am votat pentru anumite puncte din programul tău de guvernare, măcar un procent neînsemnat din acele puncte să le duci la îndeplinire. Deci asta ar însemna respectarea demnității alegătorilor. Corect. Eu stăteam și mă gândeam în timp ce vorbeați, o să dispară analiștii politici, pentru că ăștia săraci, mă uit la ei în fiecare seară, sunt atât de derutați, nu mai au ce să comenteze, efectiv. Sunt perplexați. Dar trebuie să-și ia banii de la cele posturi, domnule, și să spună ce primesc pe hârtie. Nu mai există nicio strategie, adică unii fac ochiul mic și ne explică că de fapt ăsta e un scenariu care a fost gândit cu foarte multă vreme înainte. O aiureală, adică totul este o improvizație de la o zi la alta, după cum se vede. Nici nu mai au timp să schimbe macazul, nu? Da, evident. Vreau să dezvoltăm puțin de tot, măcar câteva idei despre drepturile și libertățile cetățenilor. Și am să vă pun o întrebare în contextul dat. Clamăm foarte mult acest lucru, mergem de multe ori și ne adresăm Declarației Universale a Drepturilor Omului, dar vă întreb în contextul pandemiei. Oare n-ar trebui să ascultăm de specialiști? Sau ne transformăm toți în mici covidiozi și tratatori de boală? Eugen, ești un rebel. Ca tare spune, care e părerea ta? Părerea nu este albă și, deci nu e albă sau neagră. Nu există specialiști în acest domeniu. Cum am văzut de la începutul pandemiei. Asta e o părere, ne-au spus, o afirmație ne-au gratuită. Spus, spre exemplu, aseară, dacă mă asculți, dă-mi voie să-mi spun punctul de vedere, te las în continuare să-ți spui. Am avut invitat un medic specialist în domeniu, care dacă l-ai fi ascultat, ai fi înțeles că nu trebuie să fim extremiști. De niciun fel. Nici pe domeniul medicinei, unde există o limitare, unde de acolo merge Dumnezeu și rezolvă problema, dar nici să îngrădești modul de a se imuniza, nu natural, pentru că s-ar putea globul pământesc ca să fie imunizat în totalitate, să nu avem timpul necesar și să ne curățăm, ci să ne imunizăm artificial prin acel vaccin. Evident, nu uita, omul nu este perfect. Dacă te consideri perfect, e eventual perfect, prefect, să ajungi conducător. Nu este perfect, reacțiile sunt de diferite soiuri pentru această chestiune, iar cercetătorii fac eforturi
Yes, este foarte adevărat că există manipulare cât în cape. Deci, revenim la drepturile omului. Cum le vezi? Au fost luate. Drepturile omului, și vreau să mă refer la o decizie excepțională a Curții de Apel București din 21 octombrie, e sentința 1465, se referă la drepturile omului și le explicitează în felul următor. Drepturile nu sunt acordate de către stat. Drepturile omului sunt cele pe care le avem în momentul când ne naștem ca ființe umane. Noi ni se pune acum, în acest moment, tocmai contrariu. Ah, nu, nu, eu decid dacă îți dau ție dreptul. Nu există asta. Deci problema este pusă complet invers, da? Deci, ca să îmi limiteze aceste drepturi cu care m-am născut, cu care toți ne-am născut, trebuie să vii cu argumente. Nu există doar un simplu argument prin care ai... Aici este problema la care am spus. Ai perfectă dreptate, dar trebuie să ascultăm ce spune medicul, nu cel care ai plătit de unii și de alții. Îmi pare rău, aici ne despărțim ca idei. Foarte clar, părerea mea, specialistul este cel care cercetează. Eu personal... Specialistul poate să-ți impună ție o decizie legată de sănătatea ta. Niciodată. Dacă specialistul îmi spune... Dacă trăiești într-o comunitate, punctul meu muri, de vedere... E decizia atenție, mea. Nu mă refer la... Atenție, Eugen, eu nu mă refer la certificatul ăla verde care zic. Nici eu. Pentru că până acolo trebuie să făcuți niște pași. Testare, tratare și alte elemente. Nu ne discutăm de constrângeri, dar, de exemplu, protecția pe care ți-o asigură atât masca cât și vaccinul este esențială. Din punctul meu de vedere, asta este. Domnul Truță. Urmări cu mare interes emisiunea făcută aseară. Sunt absolut de acord cu ce a spus domnul doctor. O parte din populația omenirii se va imuniza prin vaccin, iar cealaltă parte, după cum vedem în România, se imunizează natural. Dar vis-a-vis de ce se întâmplă în România, eu consider că este dramatic pentru că am senzația că lucrurile au fost lăsate de la sine să se întâmple natural și noi care suntem doi oameni pățiți vis-a-vis de această boală, știm foarte bine că ea are trei etape. Are o perioadă de incubație a virusului, după care urmează cele trei etape. Dacă e depistată din timp această boală, într-un procent foarte însemnat, are vindecare. Acum se pune problema în felul următor. Dintr-o anumită etapă, dacă sistemul imunitar nu își face bine treaba, trebuie să intervină medicul, nu foarte decisiv, adică trebuie să intervină să-ți facă o evaluare, să vadă unde ai tu o hibă ca să nu ajungă boala în zona respectivă. Și acum să ne gândim la săracii români ce pățesc. În momentul în care contactează boala, în mod firesc, dacă boala are o evoluție negativă și le creează probleme de sănătate, ar trebui să se adreseze medicului. Dar după ce văd spectacolul ăsta dramatic cu ce se întâmplă la porțile spitalelor, foarte mulți amână acest moment în speranța că își vor reveni și mor cu zile în casă, tocmai datorită modului minunat în care este organizat sistemul sanitar din România. Corect, foarte corect punctat, foarte clar, ai perfectă dreptate. Ca atare, statul român este de vină. Mesajul pe care trebuie să-l transmitem noi românilor este că dacă după ce trec 5-7 zile de la primele simptome, situația se înrăutățește și nu se simt mai bine, neapărat să se adreseze medicului. Neapărat să se adreseze medicului, să nu ezite să facă lucrul ăsta. Vreau să vă spun că, din nefericire, timpul trece. Mai avem 10 minuțele. Eugen, cred că Sorin a încercat să mă scoată pentru ca să nu fiu eu cel care să te atac sau să zici că te atac. Aici problema de fond este următoarea. Ne lipsește educația. Problema de fond este faptul că noi
am promovat niște oameni politici care nu cred că au citit nici cel puțin Constituția, care nu disting paiele de fân, care n-au valori supreme, care nu-și respectă concetățenii. Vezi, aici e o problemă. Nu neapărat certificatul verde este problema, ci problema comunicării. Cred că fiecare specialist pe domeniul lui trebuie să comunice. Ești de acord cu mine sau nu? Sigur, dar ceea ce doream să spun și înainte era faptul că acești specialiști de la începutul pandemiei au schimbat pozițiile. Au zis, nu e nevoie de mască, nu e, se va transmite pe suprafețe. Dai puțin, numai puțin. Ai, acum, da? Cine sunt acești specialiști care iasă pe sticlă? Păi toți cei care sunt citați. Domnul Cercel, Străinu Cercel, Rafila, toți care dragul erau meu, acolo. Acum trebuie să știm subsidiar și cu ce se ocupă domniile lor. La ce nivel au lucrat? Ca să știm ce interese de altă absolut nuanță. Absolut. Dar hai să mergem acum, cum am dus eu la universitate și am constatat că există oameni de o valoare și probitate morală și de aia am spus că emisiunea de ieri a fost una extrem de solidă, una extrem de echilibrată, una extrem de motivantă, educativă, care nu a îngrădit nimic, doar a deschis mintea. De ce să luptăm împotriva unor astfel de oameni? Nu luptăm, dar unde sunt acești oameni? Că cei care sunt promovați... Să-i promovăm, să-i căutăm, pentru că cei care ne conduc nu vor. Absolut, dar domnul Arafat ce a spus? Că el nu-l interesează Constituția. Ce spune el? Asta este lege. Deci noi avem aceste exemple, sunt cei care gerează pandemia în felul lor, în felul autoritar, în felul dictatorial. Deci cu ăștia ne luptăm și întotdeauna când avem opinii divergente, nu ce se încearcă acum, să criminalizăm această discuție, de fapt. Da? Deci, dragul meu, problema de fond, revenim, pentru că vă spun că joia viitoare vom continua și joia viitoare voi avea invitat pe domnul avocat Beleiu, domnul Truță îl cunoaște, pentru că l-am pregătit de astăzi și am spus că vom discuta despre această temă și avem nevoie să avem cât mai multe voci, cât mai multe păreri, chiar dacă sunt divergente, nicio problemă. Știu că e o dezbatere de fond foarte puternică și nu ajungem să intrăm în atribuțiile președintelui, pentru că avem 6 minute. Și cred că e bine să mergem apăsat și să spunem lucrurilor pe nume, fără niciun fel de opreliște. Evident, din discuția noastră, cred că s-a dezvoltat un lucru important. Trebuie să promovăm profesioniștii care n-au acces să spună lucrurilor pe nume. Ești de acord cu mine, Sorine? Sunt absolut de acord și citeam o chestie extraordinar de șocantă, tot vis-a-vis de domnul Arafat, care a declarat că cel care face dovada trecerii prin boală cu anticorpi nu se va ține cont de acel certificat, pentru că, vezi, Doamne, există riscul ca el să fie falsificat. Adică o să avem două categorii de bolnavi COVID în România, cei instituționalizați pe care are domnul Arafat în evidență și ceilalți pe care nu are domnul Arafat în evidență și care n-au niciun fel de drept. Adică cei care au trecut prin boală în nenorocirea lor fără să apuce să fie luați în evidență. Sunt oameni care au fost răciți. Sunt oameni cărora le-a mers burta. N-au știut ce au, s-au dus și au făcut testul și au constatat că au trecut prin boală. Ăștia nu sunt luați în considerare, pentru că domnul Arafat are senzația că acele analize pot fi falsificate. Aici vreau să fac o mică precizare. Fabulos a ridicat mingea la filoeu. Întreb și eu, de ce nu-și fac instituțiile de forță datoria? De ce sunt plătite? Cine îi oprește să facă aceste testări de anticorp în mod securizat, instituționalizat? Cine îi oprește? Au cheltuit bani. Trebuie să dea socoteală de chestiunea asta. Exact. Pentru că, din punctul meu de vedere, revin încă o dată.
Nu cei care ies în față sunt specialiști, sunt politruci. Să fie foarte limpede, și dacă țara noastră a eșuat, nu eu am spus, președintele României, care are un comportament... Pot să vă dau un exemplu concret. O persoană care a făcut temperatură o singură noapte, o singură noapte a făcut o criză din asta, mă rog, cu temperatură, un exces febril, după o săptămână și-a făcut anticorpii și a constatat că a trecut prin boală. Pentru ce să mai restricționeze omul ăla să nu intre pe nicăieri? Din moment ce el este un om trecut prin boală. Problema e de ce să restricționeze oricine. Că n-are domnul Arafat încredere că se poate trece prin boală și de maniera asta, exact ce spuneam data trecută. Prin această boală, majoritatea populației trece ușor. Și asta este bine că se întâmplă lucrul ăsta, iar o mare parte din populație are mari suferințe. Dar nu poți să-i calci în picioare pe cei care trec ușor prin boală pentru că ei nu sunt conform cu viziunea dânsului. Eugen, mai avem doar câteva minuțele, foarte puține, două minuțele mai avem. Drept urmare, un minut ai să conchizi această primă dezbatere pe subiectul președintele României. Afirmă că statul român a eșuat și nu își poate proteja cetățenii. Cum putem să traducem această afirmație? Cred că este o afirmație care se referă la noi și nu la dânsul, cum am zis. Deci el nu a eșuat în rolul pe care și l-a ales. Pardon, scuză-mă, dacă statul e reprezentat de el, el este primul eșuat. Sigur. Așa ar trebui, așa ar fi normal într-un stat normal. Nu cred că sunt într-o situație normală și, repet din nou, impresia mea este că el nu a eșuat. A creat o Românie divizată, o Românie mai săracă, o Românie care merge, cum să zic, suntem în continuare cei care mergem prin străinătate și avem grijă de bătrânii celor bogați, care o duc în continuare mult mai bine ca și noi, și politicienii în același timp ne spun că economia merge minunat și noi trăim într-o absolută fericire. Ceea ce mă readuce la imaginea pe care o aveam în comunism în anii 80. 45 de secunde. Concluzia la prima dezbatere pe acest subiect, că vom avea un ciclu. Vă promit că voi căuta să aduc oameni care să ne completeze ideile. Te rog. Deci, mie mi-ar fi plăcut să-i văd pe acești politicieni că se opresc măcar o clipă din gâlceava asta și aprind o lumânare pentru săracii români care s-au prăpădit, care au murit cu zile la porțile spitalelor. Măcar atât aș fi vrut să văd din partea lor. Un pic de compasiune. O lacrimă pe obrazul cuiva. N-ai văzut. Ei au probleme. Cum își fac majoritatea, frate? Lumea moare pe capete și lor nu le iese majoritatea. Extraordinar ce preocupat e poporul de majoritatea lor acum. Am fost împreună cu Sorin Truță și evident cu Eugen Seghi. Ne-am propus să dezbatem un subiect pe care personal vreau să-l înțeleg, vreau să îl dezvolt cu oameni intelectuali, cu oameni care au idei, care au personalitate și au curajul să spună lucruri pe nume, pentru ca oamenii să-și deschidă ochii și să vadă ce au făcut, fiecare în dreptul lui. Doamne, binecuvintează România! Cu înțelepciune să distingă ce este bine, ce este rău. Dă-le înțelepciune să te slujească ca să putem să primim sănătate. Dă-ne ascultare tuturor!